Bună dimineața! Ne-am adunat aici în viața asta cu libera alegere de a fi bine sau rău. Când dai de rău, e doar proiecția ta mentală. Când ai de bine, e doar mintea ta care își bate joc de tine. Pentru că binele nu-i permanent. Rău e permanent. Omenirea trăiește doar în greu, în fiecare secundă. Pentru că nu recunoaște adevărul în care există. Ne-am adunat aici ca să tragem lecții, nu să căutăm vinovate. Dar cine face asta? Cine? Arătați-mi-l mie pe omul care nu caută vinovați. A sunat un pic telefonul. Cine face asta în viața asta? Să nu caute vinovați? Să caute doar soluții? Toată lumea, orice îi se întâmplă, nu dă vină pe psihicul lui, el e tâmpit. Dă vina pe celălalt, pe societate, pe guvern, pe religie. Cum crezi că vei ajunge să fii bine dacă în propria ta faptă că ți se întâmplă ceva rău sau ceva bun, spui că din cauza celorlalți. Că asta din cauza celorlalți, acolo stă fericirea. Înțelegeți foarte greu lucrurile, foarte anapoda. Foarte greu, foarte anapoda. Când chestiunile sunt foarte simple. Ai libera alegere să fii rău sau bine. Și dacă continui să fii vreun an rău, te vei obișnui și vei deveni un om rău. Din orice poziție îți va veni rău. Dar posibil viața următoare vei fi bine. Viața asta e pentru cei care își dedică propria viață pentru a atinge adevărul. Pentru ceilalți e doar miștocăreală, e doar sclavagism, doar prosteală, doar negru. Pentru că ei au creat asta. Mintea ta creează negru, mintea ta creează rău și binele. Dar, având în vedere că mintea ta, să spui că creează binele, eu spun un lucru simplu, binele durează câteva secunde. Trebuie lăsat și binele, pentru că nu-i durabil. Viața înseamnă moartea egotică, moartea binelui, moartea răului.
Dacă optezi după bine, vei fi rău mereu, pentru că binele durează câteva secunde. Dacă vei opta după rău, ăla durează pretutindeni. Iadul ești tu. Orice ai opta, nu vei fi bine. Doar câțiva oameni în istoria omenirii au avut capacitatea asta. Foarte puțin. S-au trezit și toți dormiți. Dacă lași puterea de a alege între bine și rău, deja încep să fii mai bine. Ca un sprijin, ca un fel de tehnică, lăsați alegerea de a fi bine și a fi rău și începeți să trăiți. Lasă psihicul ăla care alege ce-i bine și ce-i rău, sau se ferește de ce-i rău și vrea binele. Abandonează-l. Vă mulțumesc. Ne auzim noi.